parteneriat cu Fundația Hanza din Republica Moldova. De data asta avem parteneri mai mulți. Este Comisia Electorală Centrală și colegii din cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Ne-am propus în cadrul dezbaterilor de astăzi să revenim la subiectul votului prin internet, un subiect pe care l-am discutat mai mult de ori, mai mult timp, inclusiv în cadrul acestor evenimente. De data asta vom discuta despre un concept, conceptul elaborat în cadrul Comisiei Electorale Centrale cu privire la e-votare, despre modul de promovare a votului pe internet în Republica Moldova. Și mă bucur că am ajuns la această etapă în care deja se cristalizează conceptul și deja pașii prin care votul prin internet ar putea să devină realitate într-un viitor previzibil. Dar înainte de a asculta prezentările de concept, a intra în detalii, vreau să începem discuția noastră de astăzi cu invitații noștri aici în sală. Îl salut pe domnul Țurcanu, Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare, doamna Gela Caraman, președintele Comisiei Electorale Centrale, și doamna Alina Calinici, care se va conecta prin Zoom cu noi, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Doamna Calinici, vă salutăm. Vreau să vă invit, de asta, doamna Caraman, să începeți cu un scurt cuvânt de salut, după care am să mă rog pe domnul Țurcan. Domnul. Mulțumesc. Face o deosebită plăcere să vă salut astăzi, stimați participanți, colegi, la aceste discuții. Alături de colegii mei care sunt conectați online, ei vor prezenta conceptul sistemului de vot prin internet. Țin să mulțumesc Institutului pentru Politici și Reforme Europene pentru organizarea unor astfel de discuții care cu siguranță vor continua, dat fiind faptul că este un subiect destul de actual. Este un subiect despre care, așa cum ați menționat, domnule Gruză, se vorbește de mai mult timp și chiar este necesar să venim cu explicări vis-a-vis de aceste avantaje și unele provocări în privința implementării metodelor alternative de vot. Ori societatea progresează și realitățile impun să găsim soluții, să găsim alternative, să găsim răspunsuri la acele situații care pot să apară. Și mă refer aici la experiența organizării alegerilor în timp de pandemie sau acele implementări deja ale tehnologiilor informaționale în procesul electoral, dar trebuie să recunoaștem că mai avem și o restanță față de modul de organizare a alegerilor în unele secții de votare peste hotarele țării și acest lucru fiind tot mai vizibil în ultimele două scrutine naționale din 2020 și 2021 și din acest motiv, odată cu numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale, unul dintre obiectivele pe care ni le-am setat este ca să venim cu propuneri de modificare a codului electoral și a legislației conexe și atât din perspectiva implementării recomandărilor care au venit pe parcursul misiunilor de observare a alegerilor, dar și pentru a îmbunătăți și a moderniza procesul electoral. În 2016, da, ați spus că se vorbește de mai mult timp și mai cu seamă în ultimul timp, în 2016 încă a fost elaborat acel studiu de fezabilitate pentru implementarea votului prin internet în țara noastră, deci acel studiu elaborat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și dumneavoastră fiind unul dintre autori, constatările fiind că de fapt, în Moldova sunt toate premizele de bază pentru a implementa votul prin internet și vorbim aici despre o infrastructură de internet dezvoltată, despre o acoperire a rețelelor mobile, despre un indicator relativ înalt al utilizării internetului de către populație și un alt studiu realizat de Promolex în 2018, privind percepția cetățenilor față de instrumentele tehnologiei informaționale în perspectiva implementării votului prin internet, pe lângă aceleași constatări, vine să spună că există și o atitudine pozitivă a
populației față de aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicații și o atitudine pozitivă față de utilizarea acelor servicii electronice. Zilele recente am urmărit o emisiune unde domnul viceprim-ministru destul de detaliat și accesibil a vorbit despre acea infrastructură deja existentă, despre efortul mai multor instituții care deja lucrează la mărirea numărului de aceste servicii și a spus un lucru extraordinar de important, că odată cu sporirea numărului acestor servicii, va fi și obișnuința de a le accesa și nu va fi această frică față de tehnologiile informaționale. Și tocmai în această direcție ar trebui să lucrăm. Și atunci implementarea votului prin internet este un pas firesc deja la ceea ce s-a implementat și de către Comisia Electorală Centrală. Ori noi avem elaborat și gestionăm un registru de stat al alegătorilor, avem acel program de evidență a votării în ziua alegerilor, este un sistem destul de fiabil privind marcarea prezenței la vot a alegătorilor și în regim real putem vedea această prezență la vot. În principiu, având un echipament la toate secțiile de votare, conexiune la internet și având o comunicare permanentă prin intermediul acestui sistem, putem să spunem că da, avem o bună bază pregătită pentru a urma pașii pentru implementarea votării prin internet. De altfel, votarea prin internet este și unul dintre obiectivele care se conțin în planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023 și la începutul acestui an a fost creat un grup de lucru care a avut drept obiectiv de a elabora acest concept de digitalizare și care sunt pașii sau planul de implementare a acestuia. Din grup fac parte membri și funcționari ai Comisiei Electorale Centrale, viceprim-ministru pentru digitalizare, mulțumim că este alături de noi, reprezentanții ai Ministerului Justiției, ai Serviciului de Informație și Securitate, Agenție Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică și, foarte important, că sunt reprezentanți ai Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Și propunerile care vin în acest concept vizează modelul estonian, deci eu nu voi intra foarte mult în detalii pentru că vin autorii să le explice, dar vreau să zic că modelul dat este unul deja de referință și el spune că rezultatele se văd în timp, ori și în 2005, când pentru prima dată au fost pilotată această metodă de vot la alegerile pentru municipiul Tallinn în 2005, da, participarea a fost de 2%, dar la ultimele alegeri, dacă nu greșesc, din anul trecut, acest indicator este deja de 47%. Deci își are eficiența, își are continuitatea și poate fi un model de referință. Și ceea ce este important, să ținem cont de acele experiențe care au fost în ceea ce privește explicarea foarte bine a avantajelor metodelor alternative de vot. Și eu mă refer aici la accesibilitate, la rapiditate, la comoditate, la promptitudine, ori rezultatele le poți vedea destul de rapid. Totodată aceste metode favorizează participarea grupurilor care mai greu se mobilizează în alegeri și ziceam eu de ce nu trebuie să vorbim și despre acele riscuri sau despre ce ar trebui să ținem cont sau să ținem cont de acei pași pentru a nu repeta anumite situații de risc. Și iarăși voi spune despre accesibilitate, ori dacă zicem că nu toată lumea are acces la internet, înseamnă că avem un segment al cetățenilor care rămâne în afara acestei posibilități de a vota. Există discuții vis-a-vis de securitatea sistemului, începând cu autentificarea, cu votarea și cu totalizarea rezultatelor, deci aici vom ține cont de recomandările
care au fost expuse în standardele juridice, operaționale și tehnice pentru votul electronic, adoptat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, și în mod special s-a evidențiat acel aspect de respectare a principiilor pentru alegerile democratice, deci alegeri libere, alegeri universale și, cel mai important, secretul votului. Cred că aici vom avea încă mult de lucru ca să discutăm cu cetățenii, ca să explicăm și să obținem un nivel de încredere înalt față de aceste sisteme electronice de vot, inclusiv în contextul unor experiențe care au avut loc nu de mult. Voi menționa că acest proiect se află pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, a fost diseminat pentru a lua cunoștință de el și cu acest prilej îndemn toate persoanele interesate, toate grupurile țintă, ca să vină cu propuneri de îmbunătățire asupra acestui concept. Vreau să mulțumesc Consiliului Europei pentru expertiza oferită și pentru acel suport pe care îl avem și, de asemenea, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc membrilor acestui grup de lucru, experților internaționali și naționali și societății civile care au contribuit la elaborarea acestui concept și vom avea siguranță discuții în continuare ca să cuprindem un cerc cât mai larg de cetățeni și de participanți ca să explicăm despre importanța implementării metodelor alternative de vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna președintă! Acum vreau să-l invit pe domnul Iurie Țurcan. Cu domnul Țurcan am fost în mai multe grupuri de lucru despre votul pe internet și mă bucur că iată că suntem în situația în care multe din cele care le-am discutat încep să se realizeze. Și rolul portofoliului dumneavoastră, rolul dumneavoastră în realizarea acestui obiectiv este unul esențial. Și știm foarte bine că Moldova este în etapa în care dezvoltă noua strategie pe digitalizare și înțelegem că există foarte multe soluții deja implementate, sunt foarte multe idei noi pe care putem să le implementăm. Domnul Țurcan, vă rog să ne spuneți, înainte deja de a intra în detalii pe concept, în ce măsură Moldova este pregătită astăzi și este pregătită să înceapă să implementeze un astfel de sistem, chiar și în regim de pilotare. Vă rog. Mulțumesc mult, Iulian. Stimați domn președinte, mulțumesc frumos, în primul rând, pentru această oportunitate de a contribui la acest dialog, de a vorbi la direct atât cu dumneavoastră, cei prezenți aici, și cei conectați prin tehnologii de la distanță. Este un subiect, într-adevăr, care îl discutăm la X iterații deja, fiindcă și cred că nu este suficient încă, fiindcă oricum vor mai urma comunicare pe acest subiect, ar trebui să continue, conștientizarea oamenilor ar trebui să fie atins atunci când vorbim de un astfel de exercițiu foarte important pentru societate, pentru țară, cum este votarea prin internet. În primul rând, vreau să declar de la bun început că mă aliniez total la ceea ce a spus doamna președinte anterior, la acele principii, la acele lucruri importante pe care ar trebui întotdeauna să ținem cont atunci când vorbim de digitalizarea procesului electoral, păstrarea acelor valori și acelor echivalare votului electronic va fi posibil cu votul tradițional, va fi posibil atunci când vom avea cel puțin același nivel de încredere și cel puțin același nivel de certitudine în rezultatul alegerilor, așa cum l-avem în votul tradițional. Deși sunt multe de spus și aici. Aș porni de la un moment foarte important, fiindcă cred că ați constatat și vă mulțumesc mult pentru referință la acele intervenții. Noi suntem pe un parcurs foarte clar în digitalizarea tuturor serviciilor publici, proceselor administrative. Ca țară nu putem să rămânem în urmă de la evoluția tehnologică și ori de câte ori încercăm să vedem, să privim sau să includem în agenda noastră o nouă soluție digitală, în primul rând ne preocupă
întrebare, ce problemă rezolvă? Ori aici, când vorbim de votare prin internet, a include această acțiune în planul nostru de acțiune, în planul nostru de activitate, este destul de ușor, fiindcă am văzut acele probleme sau acele dificultăți cu care ne-am confruntat pe cursul la mai multe exerciții electorale. Noi, ca țară, avem un specific, avem multe persoane peste hotare și de cele mai dese ori, pentru ele, este cel mai ușor să acceseze de la distanță anumite servicii sau să fie incluși în anumite procese administrative sau să-și exercite anumite drepturi, cum este în cazul acesta, anume utilizând tehnologia, anume utilizând posibilitățile astea de conectare de la distanță cu același nivel de încredere. La fel rezonez și cu ceea ce a spus doamna președinte, că ar trebui să ținem cont atât de avantaje, dar să nu uităm că orice implementare digitală, o fi poate straniu să o auziți asta de la mine, dar orice implementare digitală trebuie să fie bine planificat și bine chipzuită. Întrucât riscurile de amplificare a unor fenomene pe care dacă nu le-ai soluționat în structurile fundamentale sau în procesele fundamentale tradiționale, ele în mediul virtual ele se amplifică. Și dacă, ca să exemplific aici, dacă noi avem o frontieră de est care nu neapărat este cea mai securizată și mai avem și un fenomen de turism electoral și dacă nu luăm măsuri clare și ferme și sigure de identificare a persoanelor atunci când vorbim de listele alegătorilor și cine votează, de autentificare fermă și clară, semnare digitală, cu siguranță sigură pentru buletinele de vot exprimate electronic, atunci noi am putea să amplificăm, de fapt, o problemă decât să o rezolvăm. De asta, toți cei care s-au aliniat în jurul dezvoltării acestui concept, și le mulțumesc și eu tuturor membrilor grupului de lucru și tuturor partenerilor și dumneavoastră pentru eforturile constante în, nu doar în contribuții la concepte, dar și în diseminarea informației despre noile valori și noile posibilități digitale în acest sens. Deci acest concept este de fapt un salt calitativ nou în conștientizarea și alinierea instituțiilor și la nivel tehnologic, și la nivel organizațional, și la nivel legal, fiindcă orice intervenție în procese cu digitalizare, cu tehnologii, vine și ea cu un sprijin, cu un suport clar legislativ. Cât de pregătiți suntem? Suntem pregătiți, probabil că nu o să vă surprind, dar o să spun, suntem mai pregătiți ca altă dată. Am avut ingrediente tehnologice de mult. Noi, din 2006, dacă să vorbim teoretic, am început a emite identitatea electronică, instrument de bază în votul prin internet, votul de la distanță. Nu și-a luat amploare această identitate foarte mult, o serie de ani, au fost o adopție relativ modestă. În 2012 a fost introdus o nouă modalitate de identificare și autentificare, o nouă modalitate de semnătură și a luat niște turații mai bune, însă tot încă nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Pe de o parte venim și creăm aceste instrumente, pe de altă parte încercăm să diversificăm serie de servicii pe care oamenii ar putea să le consume de la distanță și iată că împreună vom atinge acest indicator de adopție. Dar totodată trebuie să menționez că pentru ca să facem acest deziderat posibil, votare prin internet, venim și cu un nou instrument de identitate electronică accesibil în special pentru oamenii din diaspora. Fiindcă particularitatea acestui nou instrument, mă refer aici la semnătura digitală, mobilă de generație nouă, care, apropo, și ea este bazată pe o experiență estoniană, pe Smart ID-ul tradițional cunoscut estonian, cu o adaptare, clar nu, la contextul nostru, nu presupune niciun dispozitiv fizic pe care să mergi fie la STISC, fie la un operator de aici din Moldova să ți-l iai. Presupune o descărcare a unei aplicații pe telefonul mobil
și o angrenare a acestei aplicații cu niște procese tehnologice care stau în spatele scenei. Pentru utilizatorul simplu e o chestiune relativ simplă de utilizat. Deci toată complexitatea fiind absorbită de către aceste grupuri tehnice și grupuri de lucru care au implementat acest proces. De asta, din punct de vedere tehnic, suntem echipați. Din punct de vedere organizatoric, avem aliniate la aceleași înțelegeri sau la aceleași principii și valori toate instituțiile care trebuie să-și spună cuvântul în implementarea acestei soluții tehnice și soluții organizatorice. Viziunea este, niște lecții învățate din țările de referință le avem, ne mai rămâne o conștientizare politică și o planificare a unui proces de a pilota acest exercițiu, poate cu niște, într-un caz, într-un proces electoral, poate ceva mai puțin sensibil, poate îl pilotăm în paralel cu cele locale, de exemplu, dacă reușim, sau poate, deci, în paralel cu votul tradițional, ca să ne asigurăm că lucrurile merg bine. Deși, examinând conceptul și dialogând cu experții, această viziune și această soluție inspiră certitudinea că lucrurile ar trebui să meargă bine de la bun început. Le mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția acestui concept. Aștept și eu cu nerăbdare să fie prezentat acest concept unui public mai larg, ca să colectăm, să mai avem și oportunitatea de a colecta opinii și al eventual al îmbunătății înainte de a-l pune în producție, așa cum ne-am obișnuit să spunem. Mersi mult, domnul viceprim-ministru. Acum vreau să-mi invit doamna Ana Călinici, înainte să ofer cuvântul lui Sergiu Gurduza, care ne va face prezentarea conceptului. Vreau să-mi invit doamna deputat, doamna Călinici, ne auziți? Eu vă aud. Mersi mult. Da, este un subiect important, implementarea metodelor alternative de vot, având în vedere participarea activă a moldovenilor la scrutinul prezidențial și parlamentar, în deosebire în diaspora. Noi credem că avem datoria morală să îmbunătățim modalitatea de organizare a alegerilor. Aici e vorba și de mai multe secții și dotarea corespunzătoare a acestora. Dar, ca obiectiv, avem și implementarea metodelor alternative de vot. Acum, practica internațională cumva ne dau două opțiuni. Este votul prin corespondență, care, înțeleg, este folosit mai pe larg, și votul prin internet. Și aici avem exemplul de succes al Estoniei, într-adevăr. Folosirea acestor metode de vot necesită timp. Probabil la început oamenii sunt destul de sceptici, nu prea au încredere, iar gradual numărul crește. Este un proces normal. Totodată, folosirea metodelor alternative, îndeosebi votul prin internet, depinde foarte mult de încrederea oamenilor în instituțiile statului. Parlamentul va examina oportunitatea implementării votului prin internet și va analiza riscurile existente. Conceptul este foarte clar și foarte bun, în sensul în care avem pași foarte concreți, că la început se pilotează, totodată inițiativa vine cu alte inițiative de digitalizare, avem MobiSign acum și, într-adevăr, merge cumva mână-mână cu toate instituțiile. Totuși, urmează să mai examinăm riscurile. Eu, ca politician, să zic așa, îmi pun întrebarea cât de pregătită este societatea. Și este un subiect de analiză. Eu sunt promotorul metodelor alternative de vot și înainte ca acest concept să apară, în sensul că la noi în Republica Moldova am admirat practica altor țări, SUA, Estonia, unde totul este mult mai rapid și este un progres în sine de societate. Totuși trebuie să reușim din situația din țară, de aceea noi vom analiza suplimentar oportunitatea implementării acestui proiect și împreună cu colegii pe platformă parlamentară cred că vom iniția alte discuții împreună cu experții și cu societatea, ca să vedem care sunt opiniile, care sunt riscurile, să le calculăm. Inclusiv, probabil, și colegii din Parlament au nevoie de incursiune mai în acest subiect.
Eu nu aș da deoparte și votul prin corespondență. Cred că la fel este o metodă care merită examinată, mai ales că avem și Letonia cu practică bună. Bine, România la fel implementează, dar mai sunt lucruri de remediat. Dar de ce nu s-ar merge și pe această metodă de vot? Și da, vă mulțumesc pentru concept, neapărat îl transmit și colegilor tuturor. Este într-adevăr un document foarte, foarte clar și bun și urmează să mai analizăm. Mulțumesc foarte mult, doamna Călinici. Parlamentul actual este mult mai pregătit să aplice votarea electronică, cel puțin la pupitru, care deja funcționează în Parlament. Deși mulți ani a fost elaborat acest concept, iată că un pas important în digitalizarea votului a avut loc în Parlament. Cu siguranță parlamentarii trebuie să cunoască mai bine și mai multe și să fie siguri de ce votează în Parlament. Așa a fost și în Estonia, așa și va fi și la noi. Acum îl invit pe Sergiu Curduza, care este membru Comisiei Electorale Centrale. Sergiu, să facă prezentarea acestui concept. A sistemul de vot prin internet, e-votare, după care îi vă transmite stafeta colegului meu, Mihai Măgâldea, care a participat activ și el în cadrul acestui proces. Și deja Mihai va modera următorul panel cu colegii care au fost membri și sunt membri în acest grup. Sergiu, te rog, ai cuvântul. Bună ziua tuturor! Până face prezentarea, țin să remarc că organizatorii și gazdele acestui eveniment sunt buni în ceea ce fac și totodată au și spiritul umorului, deoarece așa au aranjat lucrurile, ca în 15 minute să prezint sistemul de vot prin internet, lucru nu chiar ușor, în 15 minute să prezint un așa lucru complicat. Totuși, voi încerca să vă încadrez în cele 15 minute oferite. Deci, începe în liniște. Da. Foarte bine. Sistemul de vot prin internet, întâi de toate, trebuie să fie și definit. Astfel, votarea prin internet reprezintă un proces de exercitare a dreptului constituțional de a vota prin intermediul unei platforme accesibile prin internet, evident, cu utilizarea unui mijloc de identificare electronică a alegătorului. Drept obiectiv al acestui sistem de vot prin internet este oferirea cetățenilor Republicii Moldova a unui instrument alternativ de vot. Principiile care stau la baza sistemului de vot prin internet sunt cunoscute, arhicunoscute de noi, și anume cele ce țin de universalitatea votului, secretul votului, confidențialitatea, votul liber exprimat și, evident, că egalitatea votului. Și aici mă voi opri puțin mai detaliat, ori în cadrul alegerilor sau referendumurilor, alegătorii trebuie să introducă în urna virtuală electronică nu mai mult de un singur vot valabil exprimat. Cu toate acestea, trebuie să spunem că acest principiu nu trebuie confundat cu votul multiplu, ultimul vot contează. Concept care asigură unicitatea votului pe internet prin permiterea unui alegător să voteze de mai multe ori. Însă, doar ultimul vot valabil exprimat să fie contabilizat. Principiul în cauză asigură și respectarea altor două principii de bază, și anume cel ce țin de votul secret și libertatea de exprimare a votului. Trebuie să atragem atenția și la sarcinile care urmează să fie îndeplinite din sistemul de vot prin internet. Și anume, accesarea platformei de vot din orice punct al globului, folosind cele mai utilizate dispozitive sau sisteme de operare. O altă sarcină este identificarea și autentificarea legătorului cu utilizarea documentelor de identificare digitală disponibilă de sistemul guvernamental MPAS. Următoarea sarcină ar fi prezentarea opțiunilor de vot prin afișarea buletinului de vot similar cu cel tipărit pentru secțiile de vot. În continuare, urmează să aibă loc selectarea și confirmarea opțiunilor de vot într-un mod simplu și accesibil pentru toți alegătorii și după care deja exprimarea votului și criptarea acestuia.
și, nu în ultimul rând, aplicarea semnăturii electronice și spedierea acestea în urna virtuală de vot. Următoarea sarcină este verificabilitatea votului oferit de către alegător, dar doar de către fiecare alegător în individual, asigurând astfel confidențialitatea și securitatea votului. Și evident că monitorizarea legilor prin utilizarea unor instrumente de monitorizare bazate pe jurnalizări de sistem și de aplicații fără a necesita acces la componentele platformei de vot, inclusiv dotate cu un sistem de alertare, care analizează jurnalizările de sistem și de aplicații pe baza riscurilor în securitate și permite analizarea și investigarea incidentelor posibile. O altă etapă a sistemului de vot prin internet este totalizarea rezultatelor. Astfel, încheierea procesului de vot prin închiderea automată a legilor la ora specificată de Comisia Electorală Centrală în perioada de stabilire a agendei structurii alegerilor. La fel, colectarea rezultatelor alegerilor prin transferarea urnelor electorale de pe toate serverele utilizate în procesul votării într-un mediu izolat, fără nicio conexiune la rețea, unde urmează a fi numărate voturile, iar autenticitatea și încriptarea urnelor electorale colectate trebuie să fie verificate înainte de a fi acceptate. Astfel, contabilizarea voturilor se va face până și după transferarea voturilor. O altă acțiune în cadrul totalizării rezultatelor este decriptarea și contabilizarea urnelor electorale într-un mediu izolat și inițiat doar de membrii organului electoral care dețin cheile de criptare sau decriptare. La procesul de decriptare și contabilizare vor participa în calitate de monitori și alte părți interesate. În continuare, o altă etapă a totalizării este certificarea și publicarea rezultatelor prin generarea rezultatelor din listele certificate de voturi decriptate, dar și alte rapoarte despre alegeri. În ultimul rând, verificarea procesului de numărare de către auditori independenți care vor număra în paralel voturile din listele certificate cu voturi decriptate într-o manieră publică și transparentă. În procesul e-voting trebuie să avem și o serie de instituții responsabile care să-și asume corectitudinea acțiunilor și verificarea transparentă și corectă a acestui proces. Evident că, în primul rând, Comisia Electorală Centrală va fi instituția responsabilă de organizarea întregului proces electoral, atât în cadrul sesiilor de vot, cât și în cadrul celor de pe platforma internet. Următoarea instituție este Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică, care va fi responsabil de asigurarea securității cibernetice și oferirea infrastructurii hardware pentru sistemul de vot prin internet în perioada alegerilor. O altă instituție este Agenția pentru Servicii Publice, care va fi responsabilă de emiterea actelor de identitate ale alegătorului, care să fie compatibile cu mijloacele de autentificare în sistemul de vot prin internet, dar și de registrul de stat al populației care participă în procesul schimbului de date cu registrul de stat al alegătorilor. O altă instituție este Serviciul de Informații și Securitate, care, în mod evident, este responsabilă de identificarea amenințărilor și riscurilor la securitatea procesului de vot prin internet, precum și investigarea acestor incidente de securitate și stabilirea cerințelor tehnice pentru dispozitivele de creare a semnăturii electronice utilizate în cadrul procesului de vot prin internet. Nu în ultimul rând, Agenția pentru Guvernare Electronică este instituția responsabilă de modernizarea serviciilor publice prin digitalizarea și reingineria lor. Astfel, eficientizarea guvernării prin schimbul de date între autorități și instituțiile care prestează servicii publice, diversificarea canalului de acces la servicii publice și asigurarea securității informației. În concluzie, observăm că procesul de e-voting este foarte bine că nu va fi coordonat sau organizat doar de către o instituție de stat, dar fi un proces de acțiuni comune a cel puțin 5 instituții.
ceea ce asigură o mai multă credibilitate acestui proces. În partea ce ține de cadrul normativ, atât cel constituțional cât și cel legislativ. Acest cadru urmează a fi ajustat pentru a permite organizarea legilor cu utilizarea sistemului de vot prin internet. Da, este adevărat că articolul 38 din Constituția Republicii Moldova stabilește că voința poporului constituie baza puterii de stat și această voință trebuie să fie exprimată prin alegeri libere care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Cu toate acestea, pentru votul prin internet, la ora actuală, nu există reglementări aprobate de către legislativ și astfel în codul electoral sau în următorul cod electoral în redacție nouă urmează să se regăsească sau urmează a fi operate modificări prin care se vor introduce prevederi ce vor permite utilizarea sistemului de vot internet în cadrul alegerilor și referendumelor. Modificările în cod urmează a se face de către legitor prin introducerea unor prevederi noi ce vor reglementa votarea prin internet. După ce va fi stabilit la nivel de lege sau va fi reglementat sistemul de vot prin internet, Comisia Electorală Centrală, în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuții și responsabile de organizare a procesului de vot prin internet, va elabora și va aproba un set de acte printre care 1. Conceptul tehnic destinat elaborării subsistemului informatic destinat votul electronic de distanță e votare și, foarte important, regulamentul privind organizarea și desfășurarea legilor cu utilizarea sistemului de vot prin internet. În partea ce ține de arhitectura sau locul sistemului de vot prin internet în cadrul arhitecturii CEC și în cloud. Ca parte componentă a guvernării electronice, sistemul informatic de votare urmează să fie integrat în infrastructura TIC a Comisiei Electorale Centrale și alte sisteme informatice de stat. Astfel, sistemul de votare, prin eforturi comune ale GCC-ii de guvernare electronică, urmează a fi implementat utilizând platforma de interoperabilitate M-Connect în scopul schimbului de date cu alte sisteme informatice terțe. Serviciile de platformă M-Cloud, precum M-Pass, M-Sign, M-TV, M-Log, M-Cabinet, în scopul afișării faptului că s-a votat electronic, precum și portalul datelor deschise în scopul implementării funcționalităților de bază și publicării informațiilor în caracter public produse în cadrul acestui proces. Cam așa arată schematic locul sistemului e-votare în infrastructura TIC a Comisiei Electorale Centrale și cea guvernamentală. În continuare, trebuie să subliniem că sistemul informațional e-votare reprezintă o parte funcțională a sistemului informațional automatizat de stat alegeri și are scopul de a oferi alegătorului oportunitatea de participare la procesul de vot la distanță, accesând sistemul dat prin internet. Acest sistem urmează și a fi accesat de pe calculator, telefon mobil, utilizând conexiunea obișnuită la internet. Pregătirea sistemului, la fel, trebuie să conțină o serie de etape, printre care cea mai importantă este generarea perechilor de chei, publică și privată, pentru membrii Consiliului Electoral al circunscripției electorale responsabile pentru alegerile prin internet. De asemenea, va fi implementată în afara sistemului e-votare pentru asigurarea securității și sporirea încrederii cetățenilor și concurenților electorale. Aceste chei urmează a fi generate pentru toți membrii Consiliului Electoral și utilizate pentru criptarea buletinilor de vot în momentul exercitării votului, cheia publică, și decriptarea buletinilor de vot în momentul numărării opțiunilor. Pentru decriptarea voturilor, va fi necesar utilizarea cel puțin 2/3 din cheile generate. Acest proces va implica atât cheile generate pentru membrii Consiliului Electoral respectiv, dar și dispozitivul izolat de alte rețele informatice. Astfel, în concluzie, membrii
CEC sau membrii Consiliului Electoral, prin introducerea cheilor deținute, vor reconstitui cheia privată în proces de numărare a voturilor în mediu izolat. Respectiv, niciunul din membrii Consiliului Electoral nu va putea decripta votul cu cheia deținută doar de către el. O altă etapă este pregătirea infrastructurii hardware și software, care presupune instanțierea și configurarea serverilor virtuale necesare funcționării sistemului e-votare, precum și configurarea infrastructurii de securitate a informației, testarea infrastructurii hardware și software, teste de performanță, teste de penetranță, teste funcționale, etc. Și, în ultimul rând, monitorizarea parametrilor de exploatare. Astfel, procedura de vot electronic la distanță va conține în sine și identificarea legăturilor și autentificarea acestora în sistemul informațional de votare. Exprimarea votului electronic la distanță va fi posibilă doar în perioada strict determinată și configurată pentru fiecare scrutin în parte și doar pentru alegători autentificați. Pe cale de consecință, alegătorul se va autentifica prin intermediul semnăturii electronice sau mobile, utilizând serviciul guvernamental M-PAS. Odată autentificat, alegătorul, în baza codului IDNP recepționat, sistemul informatic e-votare va efectua interogările necesare registrului de stat alegătorului pentru verificarea drepturilor de participare la procesul de votare. Dacă alegătorul va dispune sau dispune de drepturi de votare, sistemul informatic de votare va livra, în funcție de scrutin, unul sau mai multe buletine de vot. Spre exemplu, în cazul alegerilor prezidențiale va fi un buletin de vot, iar în cazul alegerilor locale generale pot fi până la 4 buletine de vot. Și etapa cea mai importantă, exprimarea opțiunii de vot electronică alegătorului, presupune că alegătorul își exprimă opțiunea de vot, care ulterior este criptată și aplicată și pe care este aplicată semnătura sa electronică. În baza certificatului obținut ca urmare a aplicării semnăturii, care la fel este un proces criptat, va putea fi identificat buletinul în cazul în care cetățeanul va dori să-și modifice opțiunea de vot în conformitate cu prevederile cadrului legal. Anterior semnării electronice a buletinului de vot, acesta este criptat utilizându-se cheile publice ale membrilor Consiliului Electoral de Circunscripție Electorală și semnat electronic prin intermediul serviciului de platformă MSN. O altă acțiune importantă este verificarea buletinului de vot electronic. Respectiv, odată criptat și semnat, buletinul electronic de vot este expediat către sistemul informatic de votare, iar alegătorul recepționează o recipisă care conține un cod ce corespunde evenimentului său de vot. În baza acestui cod unic, sistemul informatic de votare poate verifica dacă buletinul de vot este stocat în urna electronică de vot. Astfel, sistemul de votare, 1. Va asigura unicitatea fiecărei recepise, va permite verificarea existenței oricărui buletin de vot recepționat, dar fără a afișa opțiunea de vot, și 3. Va asigura că recepisa sau procedura de verificare să nu furnizeze date privind opțiunea de vot a alegătorului. În partea ce ține de calcularea și deja diseminarea voturilor, trebuie să menționăm că toate buletinele de vot care conțin opțiuni electronice ale alegătorilor sunt păstrate într-un spațiu de stocare dedicat, care se numește urna electronică de vot, ce este conceptualizată în așa fel încât să fie ulterior transferată într-un mediu offline destinat numărării rezultatelor voturilor. La fel, trebuie să spunem că orice eveniment de recepționare a buletinului de vot și stocare în urna electronică de vot urmează a fi jurnalizate inclusiv prin intermediul serviciului de platformă AMLO, care va permite verificarea integrității sistemului și a procedurii de vot prin internet. Iar încheierea perioadei rezervate exercitării votului electronic la distanță presupune stoparea funcționalității sistemului informatic de votare, eliminarea voturilor duble, adică ceea ce presupune că va fi păstrat doar ultimul vot exprimat al cetățeanului sau eliminarea votului acestuia dacă există eveniment de votare în secția de vot recepționat la sistemul informatic prezența la vot. Și transferul setului de date într-un spațiu izolat, adică neconectat la alte rețele informaționale.
La această etapă deja intervin un șir de proceduri automate, fără posibilitatea intervenției umane, prin intermediul cărora buletinele de vot sunt anonimizate, adică sunt eliminate certificatele votanților, rămân doar buletinele criptate, care conțin opțiunile de vot. Pe parcursul procedurii de anonimizare este asigurată integritatea datelor, verificarea efectuându-se prin intermediul mecanismelor matematice. Și în consecință, odată anonimizate și amestecate buletinele de vot, urmează procedura de decriptare. Pentru aceasta, membrii Consiliului Electoral desemnați urmează să însereze cheile private necesare decriptării buletinilor de vot. Odată decriptate buletinele de vot, sistemul informatic de votare va efectua numărarea voturilor sfârmate și calcularea rezultatelor pentru a fi ulterior desemnate către sistemul rezultate preliminare. Observ că timpul deja mă apresează, voi sări peste câteva slide-uri care sunt mult mai tehnice și mă voi opri la o serie de acțiuni care sunt necesare pentru procesul de eliberare și implementare sistemului de vot prin internet. Astfel, acțiunile ce urmează a fi întreprinse sunt 1. Pregătirea cadrului legislativ normativ aferent funcționării sistemului informatic de votare. 2. Elaborarea specificațiilor pentru implementarea sistemului informatic de votare. 3. Selectarea sau elaborarea soluției sistemului informatic de votare. 4. Deja este acțiunea ce ține de implementarea propriu-zisă a sistemului informatic de votare. În continuare, trebuie să fie instruite persoanele responsabile, trebuie să fie organizată migrarea datelor și populația cu date. O a șaptea acțiune ar fi testarea de acceptanță, în continuare acțiunea o pregătire lansării în producție, acțiunea nouă lansare în producție și pilotarea sistemului informatic de votare și 10 suport și menținere post-implementare. În parte ce ține de ajustarea cadrului legal, ca acțiuni ce urmează a fi întreprinse, Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Guvernul, urmează să elaboreze proiectul de lege pentru modificarea codului electoral în scopul introducerii normelor necesare ce vor legifera organizarea legilor prin internet. De asemenea, urmează a fi ajustate sau operate modificări a legislației conexe, în particular în codul penal, și aici subliniez, că anume să fie incriminată acțiunile ce țin de determinarea legătorului pentru a permite votarea în locul acestuia sau votarea în locul unei alte persoane cu semnătură electronică a acestuia, adică aceste acțiuni să fie pedepsite penal. Proiectul de lege, conform procedurii legislative, urmează să fie examinat de către Parlament. Evident că toate aceste propuneri legislative trebuie, în mod obligatoriu, să fie consultate cu societatea civilă și cu organizațiile internaționale de specialitate. După ce vor fi operate modificări legislative la nivel de lege, CEC și alte instituții responsabile de gestionarea sistemului de vot pe internet urmează să ajusteze, iar după ca să elaboreze documentele secundare care vor detalia fiecare procedură aferent procesului de gestionare a sistemului de vot pe internet. Prima utilizare a sistemului de vot pe internet urmează a fi decisă de către Parlament, urmare a mai multor rapoarte prezentate de către instituțiile responsabile sau care au tangență cu acest proces, anume CEC, Guvern și SIS, pentru a stabili clar care este nivelul de pregătire a sistemului și de asigurare a securității cibernetice. Ca și orice acțiune nouă, evident că sunt și riscuri aferente pentru utilizarea sistemului de vot pe internet și am managementul riscurilor și aici trebuie să vorbim de câteva riscuri care sunt foarte clare pentru oricine care înțelege procesul de vot. Și anume, unul este riscul violării principiului confidențialității votului sau forțarea legătorului să voteze pentru un anumit candidat. Un alt risc ar fi atacul cibernetic asupra sistemului și blocarea acestuia. Următorul risc, vorbim despre penetrarea sistemului de vot și modificarea rezultatelor votării,
ceea ce înseamnă compromiterea sistemului de vot sau rezultatelor votării. Și un ultim risc ar fi violarea principiului egalității votului și prin discriminarea unor categorii de legători din cauza dificultății obținerii semnăturii electronice. Totuși, sistemul de vot prin internet are și o serie de beneficii, precum confortul alegătorului, rapiditatea și reducerea costurilor pentru alegător, garantarea exercitării dreptului la vot pentru cetățeni din străinătate sau celor aflați în imposibilitate de a veni la secția de votare, precum și reducerea riscurilor de sănătate publică în contextul pandemiilor. Eu o să mă opresc aici ca să nu monopolizez această discuție și această consultare publică și deja celelalte detalii le discutăm pe parcurs. Mihai? Da. Mulțumesc foarte mult, domnul Gurtuța. Cu siguranță revenim la unele aspecte care țin de conceptul sistemului de vot prin internet, e-votare, și împreună cu colegii, partea panelului de discuție, vom încerca să intrăm în profunzimea anumitor elemente care poate trebuie explicate pe larg și înțelese de publicul larg. Eu vreau să-i salut alături de noi pe colegii care vor fi partea panelului de discuție, domnul Alexandru Balmoș, șef al Direcției Tehnologiei Informaționale și Gestionare Listei Electorale din cadrul CEC, Victor Guzun, expert asociat al IPRE, și Dani Coric, expert e-guvernare, Centrul de Politici și Reforme. Toți acești colegi au fost parte a grupului de lucru care a lucrat din luna ianuarie până în luna mai la elaborarea acestui document și cred eu că acest format pe care urmează să-l avem în a doua parte a evenimentului de discuții mai interactive de cu o sesiune de întrebări și răspunsuri ne va oferi posibilitatea să punctăm anumite aspecte pe care le consider eu importante. Eu aș dori să încep cu domnul Alexandru Balmoș și cu domnul Balmoș aș dori să acoperi un pic riscurile, mai degrabă temerile care există în societate și care au fost punctate și de domnul Gurduza adineauri. Și aș dori să discut în special trei riscuri principale care țin de, unu, problema confidențialității votului, doi, potențiale atacuri cibernetice asupra sistemului de vot prin internet și trei, posibilitatea de a penetra acest sistem și de a modifica rezultatele votării. Domnule Balmoș, vă rog să vă referiți la cum instituțiile guvernamentale, cum autoritățile pot mitiga aceste riscuri și cum putem noi răspunde la aceste potențiale riscuri pentru a asigura sustenabilitatea acestui sistem de vot e-votare. Vă rog. Bună ziua, sunt auditoriu, atât în sala de ședință, cât și online. Sper că mă aud bine. Da, vă auzim. Da, mersi. Deci o să încerc să vorbesc despre aceste întrebări tehnice pe care mi le-ați pus, dar într-un limbaj cât mai simplu, pentru că îmi dau seama cât este de complex subiectul pentru publicul larg și totodată este un subiect destul de interesant și care nu trebuie neglijat. Haideți să vedem. Vorbim despre riscurile de platformă pe care le-ați enumerat anterior, însă trebuie să ținem cont de faptul că toate aceste riscuri se regăsesc sau se reproduc în utilizarea oricăror alte sisteme și sunt mitigate la nivel de instituții de stat destul de bine la ziua de azi. Adică nu vorbesc de niște aplicații pe care le utilizează fiecare acasă, dar vorbesc de aplicații corporative, vorbesc de aplicații care se utilizează la nivel guvernamental și pentru aceasta avem create instituții ale statului, precum Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitatea Cibernetică, care asigură continuu acest proces și din câte ați observat deja prin parcursul mai multor ani, noi nu am întâmpinat situații în care să fim cumva doborâți. Da, bine, atacuri cibernetice periodic există, și toate sunt cumva soluționate.
pot zice doar din experiența Comisiei Electorale Centrale, că atunci când avem alegeri naționale, noi cred că suntem ținta, una din cele mai mari ținte de atacuri cibernetice produse în stat. Mă refer la faptul că cele mai mari atacuri cibernetice care au loc asupra aplicațiilor Comisiei Electorale Centrale în perioada alegerilor mari. Dar necătând la aceasta, totul lucrează perfect și probleme nu au fost identificate deja pe parcursul mai multor ani. Deci, ceea ce a venit cu experiența și ceea ce este și meritul colegilor din aceste două instituții menționate. Cu referire la modalitatea de asigurare a secretului votului, iarăși, în linii mari sau într-o modalitate simplă de a explica, o să fac referință la acel vot prin poștă. Pentru că în poștă, când are loc votarea, există un plic în care se introduce un alt plic în care se găsește votul. Respectiv, plicul mare are datele personale, iar plicul mai mic care se află înăuntru și conține buletinul de vot nu mai conține datele personale ale alegătorului. Aceasta ar fi cea mai simplă alegorie sau cea mai simplă comparație pe care aș putea să o fac. Totuși, în linii generale, această tehnologie sau acest factor se realizează prin utilizarea tehnologiilor informaționale de criptare și de decriptare ulterioară cu depersonalizare. Deci, în linii mari, pot spune doar faptul că există tehnologii care permit realizarea acestor activități. Ele se utilizează pe scară largă, nu doar în zona de vot prin internet, dar foarte pe o cale sau într-o zonă foarte răspândită acum, vorba de tehnologiile de criptovalută, care este deja capăt o răspândire destul de înaltă. Și ca și tehnologie este una, nu știu, caut cuvântul potrivit, dar cred că de cea mai înaltă performanță sau de pe vârf de lance a tehnologiilor, a trendului în ziua de astăzi. Deci cele mai sofisticate, cele mai avansate tehnologii se utilizează anume în acest segment și pe care deja suntem gata să le utilizăm și noi, pe care în fapt chiar și companii care activează pe piața Republicii Moldova, care sunt companii internaționale, deja le utilizează. Deci nu sunt niște tehnologii apărute ieri și care încă nu au fost cumva testate sau nu și-au arătat fiabilitate. Din contră, sunt niște tehnologii care acum își capătă o răspândire foarte largă și care avansează destul de bine pe piață. Sper că am răspuns destul de clar. Nu știu, mersi. O să-l rog pe domnul Țurcanu să intervină și el la acest capitol. Vă rog. Doar am vrut să-l complimentez pe Alexandru, dacă este cu putință, fiindcă subscris sub ce a spus Alexandru anterior, într-adevăr, aceste riscuri, ele trebuie analizate toate. Ele sunt manifestate la toate sistemele informaționale. Avem o pregătire tehnică mult mai bună decât am avut-o acum ceva ani în urmă și s-a demonstrat în mai multe exerciții, inclusiv electorale, că putem rezista unor atacuri cibernetice. Totodată, unele lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat de riscuri, de confidențialitate sau de disponibilitate, ele prin modelul propus pentru votare prin internet, ele se diminuează. Bună oară, confidențialitatea este, așa cum a fost definită anterior când domnul Gurduz a prezentat, este faptul că ai putea fi impus de cineva să voteze într-un anumit mod și nu să-ți exprimi votul liber și s-ar putea vedea opțiunea de vot. Prin acest model este posibil votul multiplu, asta nu înseamnă votul dublu cumva, dar înseamnă votul multiplu care în orice scenarii de astfel de constrângeri, ai putea să-ți repeți votul într-o atmosferă mai privată undeva care... Și în felul ăsta s-ar compromite și fenomenul ăsta de cumpărare votului. La capitolul disponibilitate, riscul ăsta s-ar diminua, iarăși, prin natura modelului care a fost propus,
fiindcă să nu uităm, votul prin internet, este o alternativă la votul tradițional. Și dacă se constată că nu au fost întrunite condiții tehnice sau condiții, s-a compromis materialul cu care s-a operat, informațiile, buletinele de vot electronic, atunci ar putea fi făcut rollback sau ar putea fi făcut trecerea la votul tradițional, îndemnul către oameni că lucrul ăsta a eșuat în format electronic și mergem pe votul tradițional. Deci, ca să spun ultimul mesaj, într-adevăr, riscuri sunt cu orice sistem, ieșim din casă, gata, ne supunem unor riscuri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm doar închiși în casă, nu trebuie să inovăm, nu trebuie să mergem, să avem un parcurs. Analizând la calm toate riscurile, pot fi ușor gestionate și soluțiile implementate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mersi, Alexandru, pentru această intervenție. Eu aș dori să-i ofer cuvântul lui Victor Guzon și l-aș ruga să se refere la întregul proces, de fapt, de implementare a acestui sistem de votare pe care noi am încercat să-l analizăm încă acum 6-7 luni, atunci când am semnat un document împreună cu mai multe organizații membre a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, prin care am subsemnat pentru promovarea implementării în baza anumitor etape a sistemului de vot prin internet. Victor, o să te rog să revenim poate un pic la acest subiect ca să explicăm pe etape care este importanța acestui concept și ce urmează, ce ar urma să se întâmple în perioada imediat următoare, ca acest concept să contribuie la fundamentarea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de către autorități. Te rog. Legi, mersi tare mult. În primul rând, eu mă bucur foarte mult că după multe, zeci de discuții în diverse formate, noi am ajuns să prezentăm astăzi un concept al posibilei implementări a votului prin internet a Republica Moldova, ce de fapt demonstrează că activitatea noastră nu a fost în van și s-a ajuns la un nivel în care noi putem să discutăm cu deputații în Parlament, cu domnul viceprim-ministru pentru digitalizare, cu reprezentanții instituțiilor despre ipotetica implementare a acestui vot prin internet în Republica Moldova. Eu vreau doar să evidențiez câteva elemente principiale și după mine foarte importante. În primul rând, noi discutăm despre votul și aplicarea votului prin internet, având în considerare o problemă majoră. Problema majoră este că noi avem probabil peste 1 milion de oameni din Republica Moldova care au o posibilitate redusă de a vota. De fapt, de a-și exercita dreptul lor suprem de a alege reprezentanții săi în organele de conducere ale Republicii Moldova și prin această lipsă de oportunități egale, de fapt, reprezentativitatea politică are de suferit, dar și expresia votului fiecarei persoane. Deci este absolut clar că această problemă nu va dispărea de la sine, este absolut clar că este nevoie de soluționat și oricâte secții de votare noi am deschide noi în format tradițional, noi nu vom putea soluționa această problemă. Dau de exemplu Estonia, unde mă aflu eu chiar în acest moment, cea mai apropiată secție de vot pentru cetățenii Republicii Moldova, numărul care crește din Finlanda, spre exemplu, este în altă țară, este în Estonia. Și votul online este, de fapt, cea mai realistă soluție a acestei probleme din multiple considerente care le-am discutat astăzi. Tehnologiile devin mai ușor de utilizat, mai accesibile, mai sigure, la îndemâna fiecăruia. De fapt, noi fiecare dintre noi avem un telefon sau un dispozitiv la îndemână. A doua teză, dacă doriți, este că votul online, și acest lucru este foarte important, nu este destinat doar cetățenilor din diaspora, este foarte important de menționat acest lucru, este de fapt în beneficiul absolut fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Dar în mod special se adresează câtorva categorii de cetățeni și este, încă o dată, foarte important să menționăm. Da, este foarte important pentru cetățenii din diaspora, dar nu uitați că noi avem foarte multe persoane care au posibilități limitate de mobilitate în ziua alegerilor, într-o singură zi, vorbim de persoane care nu se pot deplasa, persoane care se află în paturile de spital, noi vorbim de altă categorie de oameni, noi trăim toți într-o lume foarte mobilă și foarte multă lume călătorește sau vrea să-și planifice ziua în alt mod. Spre exemplu, secția de vot în Estonia, unde se află exact la 200 de metri de loc unde eu vorbesc, eu nu am fost niciodată și de 2 ori am votat din Republica Moldova. Deci este de fapt o eficiență foarte, foarte mare.
Al treilea element foarte important este că, pe care trebuie să-l menționăm și să-l spunem cât mai des, este că votul prin internet, așa cum a spus și domnul viceprim-ministru, este doar o alternativă și este foarte important că în acest concept, atunci când el va fi dezvoltat, votat, explicat și așa mai departe, această încredere de a o dezvolta este de explicat că este un vot alternativ, iar votul în persoană, deci supremația votului în persoană, cu buletin de vot în ziua alegerilor, va rămâne întotdeauna una supremă și acest lucru trebuie absolut de menționat în acest concept și de explicat. De fapt, el este în concept propriu-zis că votul are loc doar pe parcursul a câtorva zile, cu câteva zile înainte de ziua votului, ca să existe acest bufer, dacă doriți, de securitate, dacă sau pernă de securitate, dacă ceva se întâmplă cu sistemul sau este compromis sau nu s-a demonstrat corespunderea tuturor standardelor electorale și recomandărilor Comisiei de la Veneția din 2004-2017, atunci revenim la votul propriu-zis. O altă teză, dacă doriți, foarte importantă, este că votul online sau votul prin internet este unul a priori apolitic. Nu este un proiect politic, nu avantajează un partid politic sau un grup politic, dar din contră avantajează oricare cetățean al Republicii Moldova, oriunde el s-ar afla, în oricare are geografică, în oricare situație fizică sau posibilitate de a călători sau nu. O altă element s-a referit colegii mei, Alexandru și domnul vicepremier, se referă la riscuri. Și eu intenționat m-am uitat în slide-ul cu riscuri prezentate de către domnul Gurduza și dacă faceți o analogie, o să vedeți că exact aceleași riscuri sunt valabile pentru toate tipurile de vot, inclusiv pentru votul care îl avem noi astăzi în Republica Moldova. Nu uitați că noi deja folosim aceste tehnologii. Noi deja intrăm în secția de vot și operatorul de la intrare deja știe, prezentând codul numeric personal, dacă am votat eu sau nu. Și dacă eu eventual am votat, eu deja nu pot trece mai departe. Deci aceleași mecanisme, aceleași riscuri sunt valabile în toate mecanismele de vot. Însă ce vreau să spun este că aceste riscuri sunt gestionabile, aceste riscuri pot fi contracarate, aceste riscuri, de fapt, devin mult mai gestionabile în mod special în ceea ce a spus domnul viceprim-ministru, pentru că instituțiile statului sunt mai bine pregătite și sunt sigur vor fi și mai bine pregătite pentru a face față acestor riscuri. Un al șaselea element care vreau să-l spun este că nu trebuie să ne grăbim foarte mult, dar noi trebuie să avem un maraton cu sprintul foarte clar, dar totodată există foarte mult de lucru, există foarte multe elemente care trebuie tratate cu maximă precauție și responsabilitate și foarte important să fie în strictă conformitate cu cele mai bune practici globale. Noi avem de unde învăța, nu doar de la statele cum este Estonia sau alte state sau Armenia care votează sau SUA, personalul militar, ci noi putem să învățăm și din greșelile Elveției sau din greșelile Germaniei sau Barcelone sau alte și să nu repetăm acele greșeli, inclusiv care țin de ordin legal. Și în acest element este foarte important că a fost implicat și expertul Consiliului Europei, Ardita Driza Maurer, care a venit cu recomandări specifice cu referire la recomandările Consiliului Europei 2004 update în 2017 și este foarte important să fie cu maximă precauție, pentru că odată fiind compromis un singur vot sau o singură opțiune de vot a votului prin internet, această inițiativă care este una eminamente pozitivă poate suferi un insucces. Și ultimul element care este, de fapt, probabil cel mai important, este cum noi facem ca acest sistem să devină unul credibil și cum să construim această încredere. Și el are mai multe paliere. Și probabil aici noi trebuie să ne oprim foarte des și mă bucur că noi avem astfel de discuții care, într-un fel sau altul, măresc acest spirit de încredere. Mă refer și la încrederea în instituțiile statului care implementează, cele cinci instituții care implementează sau vor implementa acest proiect, în mod special Comisia Electorală Centrală, dar și, desigur, aceste mecanisme de autentificare digitală și semnătură electronică, este foarte important că le fie accesibile tuturor și mă bucură foarte mult această nouă inițiativă, acest nou proiect, conceptul care a fost votat de către guvern deja de MobiSign, pentru că nu uitați, în diaspora, acolo unde avem nevoie cel mai mult de acest lucru, rata de penetrare cu mecanisme de autentificare digitală este una foarte mică. Este foarte important că la fiecare din etapele corespunzătoare ale dezvoltării sistemului, inclusiv și a soluții tehnice, să avem audit independent, internațional, pe toate aceste elemente care țin de funcționalitatea sistemului, integritatea lui, autenticitatea, corespunderea cu aceste principii.
Este foarte important să avem campanii largi de informare și nu doar în raza municipiului Chișinău, ci peste tot și înainte de implementarea propriu-zis, cum s-a referit doamna președintă, să avem nu doar probabil o singură mock election, cum o numim noi, dar să avem probabil mai multe și nu doar la nivel național, dar probabil la nivel local. Este foarte important și aici mă refer la mandatul domnului viceprim-ministru, pentru că aici în Estonia, unde mă aflu eu, de 17 ani se votează online și votul online este deja o simplă soluție digitală. De ce? Pentru că celelalte soluții digitale care sunt dezvoltate lucrează foarte bine și s-a referit și domnul vicepremier la gradul de adopție. Cu cât mai mare va fi gradul de adopție și încrederea în soluțiile digitale generale, 213 la număr, dacă nu greșesc, domnule viceprim-ministru, spuneați dumneavoastră, cu atât mai mare este șansa. Încă o dată, este o soluție foarte bună, care corespunde spiritului timpului și în Republica Moldova și care va soluționa o problemă sistemică. Lipsa posibilităților egale de vot a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, oriunde s-ar afla ei, în Republica Moldova sau în afară. Vă mulțumesc mult. Over. Mersi mult, Victor. Eu doar, ca să continui cumva și ca să provoc un pic pe domnul viceprim-ministru să ne ofere niște date, niște răspunsuri la aspecte menționate. Victor, vreau să ne ziceți în contextul strategiei naționale pentru transformare digitală, care înțeleg că este în proces de elaborare în acest moment, există niște obiective setate pentru creșterea numărului de utilizatori acestor mecanisme de identificare digitală pentru următorii ani și care sunt acești indicatori? Acum? Da. Minunat. Deci prima strategie, spuneam, de transformare digitală, fiindcă ceea ce am avut până acum, strategiile anterioare de profil, ele veneau să vorbească despre digitalizare, dar nu despre transformarea proceselor și a activității diferitor sectoare prin tehnologie. Așa cum ne-am propus acum, această strategie este centrată pe cetățean și toate măsurile pe care sunt planificate acolo sunt anume pentru a mări confortul cetățeanului în raport cu statul, în raport cu toate procesele administrative pe care le vedem. Deci aici vorbim și de servicii publice și de procese administrative și de exprimarea dreptului anumitor drepturi, manifestarea anumitor drepturi, așa cum este și în acest moment subiectul discuției noastre. Toate aceste lucruri nu pot fi făcute fără o identitate electronică larg răspândită, accesibilă, ușor utilizabilă, fiindcă chiar dacă le dai aceste tokenuri USB și atunci și oamenii am mărit și perioada asta de 5 ani, deci dacă până acum era doar de 12 luni, ulterior a trecut la 2 ani, ulterior acum legea permite până la 5 ani ți-ai luat un token USB și îl utilizezi. Oricum, trebuie să vii după el. Trebuie să vii aici în Moldova. Ceea ce, într-adevăr, ceea ce spunea și excelența sa, domnul ambasador, este, într-adevăr, un contingent clar și de utilizatori a votului prin internet și în țară, dar pentru mulți care sunt peste hotare, această opțiune de a veni undeva și a-ți lua această soluție nu este, această semnătură electronică, așa simplist vorbind, nu este o soluție. De asta, obiectivul nostru este să echipăm pe toți cetățenii Republicii Moldova, cu vârstă admisă de lege, cu identitate electronică pentru a putea interacționa în orice context, inclusiv pentru exprimarea votului, pentru a putea interacționa cu statul și nu doar cu statul, fiindcă aici mizăm mult și pe implicarea sectorului privat prin generarea serviciilor comerciale. Aici fiind o discuție aparte, un rol important pentru agenții privați, fiindcă noi cu statul, iată, de exemplu cu alegerile, avem o alegeri generale odată la 4 ani, dar noi cu băncile, cu companiile de asigurări, cu alți agenți economici, interacționăm foarte des și dacă acolo vom avea deprinderile astea de cultură, de
servicii digitale, cu certitudine investițiile statului în servicii digitale nu vor fi rentate, fiindcă vom avea această adopție. Deci, adopția, dacă să rezumez, adopția este un obiectiv suprem a noii strategii de transformare digitală, care, apropo, o să o consultăm public într-o anumită perioadă previzibilă, în câteva săptămâni. O să demarăm niște consultări publice și invităm pe toți cei care s-au conectat în acest dialog să vină, să fie parte și la acel document important. Și centrarea pe cetățean va fi dominantă, după cum veți vedea în acel document, cu adopția ca prioritate principală. Aș dori acum să-i ofer cuvântul colegului Dani Corici, cu care am colaborat ca parte a grupului de lucru, și Dan a fost și este membru delegat al CALC în cadrul grupului de lucru. L-aș ruga pe Dan să se refere un pic la oportunitățile care vin cu adoptarea sistemului de vot prin internet și de care ar putea beneficia cetățenii noștri, și totodată de un aspect poate pe care l-am acoperit mai puțin în cadrul discuției, cum reușim să ajungem la cetățeni cu aceste mesaje pe care, iată, colegii noștri le-au comunicat astăzi, și cum reușim să-i convingem pe cetățeni despre oportunitățile care vin odată cu implementarea acestui sistem. Te rog, Dan. Da, mulțumesc. Se aude? Da, ok. În primul rând, eu m-am bucurat când, da, mersi tuturor, eu m-am bucurat când a fost lansat acest grup de lucru, pentru că toți am asistat la alegerile din Hâncești făcute pe pandemie sau rândurile mari din diaspora, cetățenii noștri de peste hotare care nu au putut vota, și am intrat în acest grup, am început să activez în acest grup de lucru cu multe întrebări, cu puțin scepticism față de votul electronic, cu întrebări privind securitatea votului, potențialele situații de coruptibilitate și așa mai departe, însă în aceste luni noi le-am ameliorat și unde am putut să ameliorăm, unde ce ține de securitatea votului nu putem să ducem la zero, dar am dus la minim. Și în primul rând, ca răspuns la întrebarea lui Mihai, de cum putem să ajungem la cetățeni, în primul rând să transparentizăm procesul de vot și să îl facem accesibil. În primul rând, știu că primele alegeri care le vom organiza, potențialele alegeri cu votul prin internet, nu vor avea un efect juridic major, acesta va fi un exercițiu pentru cetățeni. Cetățenii vor veni, vor vota, se vor familiariza cu sistemul de vot, noi îl vom testa, vom vedea care sunt potențialele problemele lui, ca să-l ameliorăm. Și va fi un exercițiu și de participare civică. Presupun că tinerii vor participa mai mult într-un potențial vot online. Un alt aspect este că vom avea observatori al acestui vot electronic, pe care activitatea lor și cum va fi acest proces încă trebuie să fie descris și dezbătut. Un alt aspect este dacă să publicăm sau nu codul sursă. Din câte știu, în Estonia la început nu era publicat codul pentru votul electronic din motive de securitate, iar totuși peste mulți ani ei au analizat aceste riscuri și l-au publicat. Când codul este publicat, comunitatea specialiștilor IT, organizațiile, societății civile și cetățenii pot vedea și verifica cum fiecare vot este stocat, cum fiecare vot este, ce se întâmplă cu fiecare proces și așa mai departe. Un alt aspect este că cetățenii vor putea verifica dacă votul lor a fost înregistrat sau nu. În aplicația mobilă aceasta va fi arătat. Dacă cetățeanul va vota prin aplicația desktop, adică la calculator, el va primi după fiecare vot o recipisă cu un cod. Cu acest cod el va putea, probabil recipisa va fi descărcată în calculator. Cu acest cod el va putea verifica dacă votul său a fost înregistrat și așa mai departe. Acum trebuie să vedem poate dacă transparentizăm mai mult sau nu, că dacă cetățeanul să poată să verifice dacă votul său a fost, dacă se verifice și opțiunea sa de vot, dacă a fost înregistrată corect pentru candidatul acela sau nu. Aici, bineînțeles, sunt riscuri că, să zicem, eventual să simulăm o situație în care
un angajator pune oamenii să voteze cum el vrea și după asta poate să verifice după acel cod dacă cetățenii, dacă angajații s-au votat cum el a vrut sau nu, dar în altă ordine de idei, acest proces iarăși va transparentiza procesul și oamenii vor avea mai multă încredere în proces când vor vedea că votul, că ei pot mereu, în orice moment verifica după un cod dacă votul său a fost înregistrat și pentru cine ei au votat. Și în ultimul rând, vor fi demarate multe campanii de educație civică, probabil cu votul online iarăși va fi mai atrăgător pentru tineret, și tinerii vor fi mai implicați în aceste campanii civice, în simulări de vot și așa mai departe. Și acest vot vom putea folosi și la alegeri parlamentare și la alegeri locale și și diaspora va fi mult mai implicată. Atât. Eu aș dori un pic să trecem sau să începem sesiunea de întrebări și răspunsuri cu două întrebări pe care mi le-am fixat ca fiind cumva unele care pot crea anumite critici, interpretări venite inclusiv de la anumite forțe politice din Republica Moldova care nu susțin, de exemplu, această metodă, care ar putea veni de la anumite grupuri civice, de la alți reprezentanți ai societății care sunt mai sceptici față de introducerea acestei metode alternative de vot. Una din potențialele critici care ar putea veni este legată de modul în care în special reprezentanții partidelor politice pot participa la procesul de observare a numărării, contabilizării voturilor. Știm bine că, de exemplu, până acum în secția de votare aveam observatori electorali care vin din partea partidelor politice, sunt acolo, se află acolo inclusiv la partea de numărare a voturilor. Deci procesul este unul mai simplu, este unul mai ușor de a fi observat de către acești reprezentanți. În cazul votului prin internet, aș dori să-l rog pe domnul Balmoș să ne explice ce se întâmplă la procesul de contabilizare, numărare, decriptare acestor voturi. Am votat, s-a încheiat procesul de sau numărul de zile alocat pentru procesul de vot prin internet. Ce se întâmplă mai departe și cum asigurăm cetățenii noștri, dar evident și concurenții electorali, de faptul că aceste voturi sunt numărate într-un mod corect și eventual după procesarea acestor voturi, concurenții electorali pot verifica corectitudinea numărării acestora. Vă rog, domnul Balmoș. Da, în partea de internet voting, desigur că observarea legilor devine un pic diferită față de observarea obișnuită, ceea ce ne-am deprins prezența la secții de votare a observatorilor, monitorizarea procesului. Totuși, pe de altă parte, rămâne aceeași. Pentru că, la fel ca și în votul tradițional, acest proces poate fi observat atât de organizații non-guvernamentale, cât și de reprezentanții partidelor politice, prin o serie de instrumente, să zicem așa, o serie de măsuri. Prima măsură ar fi acel raport de audit care va avea loc, cum a fost stabilit și odată cu lansarea sistemului, dar și un audit va avea loc la fiecare, sau o verificare, o testare a sistemului va avea loc de fiecare dată înainte de lansarea acestuia. Auditarea codului sursă iarăși ține de observarea procesului. Totodată, în procesul în sine deja, atunci când va avea loc lansarea procesului de vot, acești observatori vor vedea împreună cu toți restul cum are loc procesul de vot prin internet. Mă refer la acea etapă de numărare, decriptare a voturilor. Deci, în momentul când va avea loc procedura aceasta de oprit vot și depersonalizare, decriptare a voturilor. Deci vorbim acum și de practica estoniană, dar
un instrument care lucrează bine și care va fi aplicat în viziunea noastră și în acest proces, este că procesul de cred că el vrea să descrie mai detaliat procesul de care are loc la totalizare. Atunci eu o să las partea asta pentru tine, Victor, bine, și o să mă refer un pic doar la partea de monitorizare din aspectul accesului sau, să zicem așa, având în vedere că se utilizează tehnologie avansată, deci sistemul presupune o transparență care poate fi realizată inclusiv prin utilizarea unor acces de observator, să zicem așa, a sistemului, ceea ce ar însemna că instituțiile doritoare de a monitoriza procesul vor putea vedea pe partea lor cum are loc, adică cumva tehnic, nu vreau să fiu prea tehnic, dar ideea este că deci ei vor putea urmări logurile, urmări cum are loc votarea în sistem dintr-o parte, adică având un acces limitat la sistem care să le permită să vadă cum vin înregistrările și faptul că nu sunt interferențe care va de la persoane sau de la actori terți, nu există rupturi în fluxul de votare, ceva de acest gen. Nu știu, sper că am fost înțeles, știu că e un pic așa mai... Mersi mult. Înainte să-i ofer cuvântul lui Victor, o să adaug încă un element în discuție și anume costurile implementării acestui sistem și în ce măsură aceste costuri pot fi acoperite și motivate de utilitatea sistemului de vot prin internet. Te rog, Victor. Da, vă mulțumesc mult. Doar câteva elemente la ceea ce a spus Alexandru. Procedura, în primul rând, deci este absolut normal și este absolut ok ca orice cetățean Republicii Moldova, oricare partid politic sau politician să adreseze întrebări și să fie sceptic. Este absolut normal acest lucru. Datoria implementatorilor pe toate dimensiunile este să vină cu explicații și cu argumente de ceea ce sistem este unul funcțional și unul sigur. Și de fapt, experiența mea personală de ultimii ani a demonstrat de fapt foarte clar că cu virgulă cât mai mult explici, cât mai multe argumente vii, cu atât mai credibil devine sistemul. Și în această perspectivă, observarea legilor online este diferită de observarea legilor propriu-zise. Ea trebuie să dureze o perioadă mult mai lungă de către toți sau toate grupurile și persoanele sau instituțiile interesate, pentru că, de fapt, observatorii trebuie nu doar să vadă vizual careva procese și să înțeleagă toate aceste procese, cum este asigurată funcționalitatea sistemului, cum sunt asigurate sistemele de securitate, cum sunt criptate, cum sunt decriptate toate aceste elemente. Pe o perioadă, încă o dată, repet, destul de lungă, de un număr cât mai mare de auditori internaționali și locali și oricare persoană interesată, în primul rând. Într-al doilea rând, atunci când are loc decriptarea, și încă o dată vreau să explic ce a spus domnul Gurduza, pentru că eu în calitate de cetățean voi aplica votul online și voi pune această opțiune de vot prin semnătura mea digitală, care a priori este echivalată cu semnătura mea olografică cu mâna prin legea care funcționează în Republica Moldova. Și asta încă o dată depinde de gradul de încredere în toate aceste mecanisme de autentificare digitală, iar cheile private care vor fi conform conceptului distribuite tuturor membrilor comisiei corespunzătoare, și asta nu este o comisie politică din mai multe partide, deci cheile de decriptare, de fapt, fără combinația acestor chei de decriptare, nu este posibilă decriptarea voturilor. Mai departe, atunci când se numără voturile, experiența Estonia arată foarte clar că, de fapt, aceste exerciții matematice de numărare în diferite formate a voturilor, de fapt, și trebuie să avem același rezultat final. Deci el, de fapt, nu a dat greșe în ultimii 17 ani în Estonia niciodată. Și în final, cu referire la această procedură de contestație în Estonia, și eu sunt absolut sigur că și în Republica Moldova se întâmplă acest lucru, deci această contestație are loc distrugerea acestor chei private de decriptare ale membrilor comisiei corespunzătoare doar după ce toate contestațiile au fost soluționate pozitiv. Iar cu referire la costuri,
În Estonia, de exemplu, votul prin internet este cea mai ieftină opțiune de vot. Un vot obișnuit într-o secție de vot obișnuită costă în jur de 18 euro, un vot online costă în jur de 2 euro. Dar nu uitați încă o dată, votul prin internet la o etapă care, corespunzătoare, cum este deja în Estonia, va deveni o soluție digitală obișnuită, care va folosi și folosește, de fapt, aceeași infrastructură tehnologică, baze de date, noi și așa folosim registrul populației și registrul alegătorilor, aceeași infrastructură și, de fapt, costurile la etapa implementării deja vor deveni marginale, încă o dată repet, vor deveni marginale ca și o simplă soluție digitală care o folosim în fiecare zi, fie ea bancară sau plătind taxe sau alte soluții. Vă mulțumesc! Mersi tare mult. O să-i ofer cuvântul și lui Dan, care vrea să adauge ceva la acest subiect. Te rog, Dan. Da, despre costuri, să nu uităm și despre, pe parte, cetățenii ar putea să întrebe că costurile la început vor fi mai mari pentru stat, însă pe termen lung ele vor fi ok, noi, pentru că cetățenii vor vota tot mai mult și costul per vot va fi tot mai ieftin și mai ieftin, dar să nu uităm și de costurile cetățenilor pentru vot. Pentru că deși noi vom cheltui bani ca stat, cetățenii vor cheltui mai puțin pentru vot. Să ne gândim la o mamă cu copii acasă care lucrează toată ziua în ziua alegerilor și are doar o zi până la ora 9 să voteze, ea trebuie să lase lucrul, să trebuie să găsească cu cine să lase copii, să meargă la vot. Costul pentru ea va fi acea zi de lucru sau va fi mare sau pentru alte persoane. Și aici costul pentru persoanele de peste hotare, care trebuie să facă mult, sute de kilometri uneori să ajungă la secțiile noastre de votare. Pentru ei aceste costuri vor fi minimalizate și atunci aceste costuri ale statului cumva nivelează costurile reduse ale cetățenilor pentru a avea acces la vot. Da, vă rog. La capitolul costuri. Noi trebuie să înțelegem că democrația costă și costă scump. Și organizarea alegerilor naționale ating cifre impresionante. Să zicem așa, de la 100 de milioane până la 150 de milioane de lei în cazul alegerilor locale generale. Dar astea sunt cheltuielile statului. Și noi nu trebuie să ne gândim doar la cheltuielile statului. Poate pentru e-voting statul va cheltui, nu știu, 10, 20, 50 de milioane de lei. Dar înainte de a ne gândi la cheltuielile statului, să ne gândim care sunt și cheltuielile alegătorilor. Și aici o să dau exemplu propriu care noi îl trăim acum. Deci noi, prin intermediul mijloacelor electronice, avem posibilitatea să participăm la acest eveniment. Mă refer aici la domnul Guzun, chiar și eu. În cazul în care nu era această posibilitate, domnul Guzun trebuia să vină fizic încoace și eu trebuia să pierd o oră ca să ajung la voi. Dar dacă ar fi fost ziua alegerilor, astăzi, cu prezență fizică, eu trebuia să pierd mai mult de o oră ca să ajung la secție de votare și cheltuind până în 200 de lei. Domnul Guzon trebuia să vină acasă, în Moldova, ca să voteze aici fizic și să cheltuie vreo 200-300 de euro pentru transport. Iată, astea sunt costurile reale ale alegătorilor și scopul e-voting-ului este, în primul rând, de a reduce cheltuielile lor și nu ale statului. Statul va implementa odată soluția tehnică și după care va avea doar economii. Mulțumesc! Acum pe colegii noștri care sunt conectați împreună cu noi, din cadrul grupului de lucru sau din cadrul coaliției CVC pentru alegeri libere și corecte, să ne dea un semnal dacă vor să intervină, fie cu întrebări, fie cu comentarii. Vă rog frumos! Domnul Nicolae Panfil de la Promolex. Domnul colegi, mă bucur foarte mult să particip astăzi la această discuție, să audiez sau să fim martorii prezentării acestei concepții. Vreau să spun că, în principiu, așa cum am anunțat-o și anterior, Asociația Promolex salută inițiativa implementării votului prin internet. Urmărim cu mare interes evoluția la acest subiect și cred că suntem pe o cale bună. Desigur că trebuie să spunem și acest lucru, ne îngrijorează astăzi
mai multe fenomene sau ceea ce se întâmplă în societatea noastră, dacă să vorbim despre starea economică, situația economică din țară, neîncrederea care există în rândul societății, în special între partidele politice. Dar cred că toate aceste lucruri pot fi depășite din aceste considerente o recomandare. Nu știu dacă în cadrul grupului de lucru v-ați gândit, ați analizat acest lucru. Probabil că ar fi binevenit, nu știu dacă există la această etapă un răspuns, dar ar fi binevenit să existe și o fundamentare economică, financiară a acestui concept. Cred că va ajuta foarte mult atunci când va fi pus în discuție publică, în sensul pe platforme, în Parlamentul sau când vom ajunge practic la testarea lui, la simulări și așa mai departe, să avem idei despre aceste costuri. La fel cum spuneam, sunt ferm convins că astăzi, în contextul din țara noastră, dar și din jurul nostru, trebuie examinate toate riscurile posibile, inclusiv de atacuri cibernetice, ori nimic nu este mai ușor, sau este mult mai ușor de a controla rezultatele unui astfel de proces atunci când reușești să spargi acest sistem și să influențezi rezultatele. Noi suntem convinși că tehnologiile astăzi permit securizarea suficientă sau bună acestui proces, dar, iarăși, nu știm care pot fi cu adevărat intențiile și cât de mari resurse sunt dispuși alții, eventual și din afara țării, să pună la bătaie pentru a, cel puțin, pune dubii asupra unui astfel de sistem. De aceea trebuie să ne gândim foarte, foarte bine la toate aceste riscuri. Și, în ultimul rând, eu vreau să mă refer și la ceea ce s-a discutat în principiu puțin mai devreme, s-au oferit anumite explicații, dar consider că de principiu această concepție urmează să conțină un capitol sau, dacă vreți, niște paragrafe, niște aliniate foarte clare despre cum se va exercita observarea alegerilor în condițiile acestea. Deci astăzi, dacă dau un Ctrl+F în acest document, găsesc cuvântul observ doar o singură dată și, așa spus, întreacât într-o frază în context. Adică am observat această lacună, o să venim și cu recomandare înscrisă în adresa Comisiei Electorale Centrale, în adresa grupului de lucru, în speranța că veți găsi posibilitatea, modalitatea în care să exprimați acele idei care le-ați spus astăzi în cadrul evenimentului și înscris. Mai mult decât atât, aș vrea să atrag atenția și la faptul că cadrul normativ trebuie să fie explicit la capitolul drepturile și obligațiile observatorilor în procesul de votare. Respectiv, n-am văzut în acele propuneri de modificare care sunt la sfârșitul documentului careva prevederi prin drepturile și obligațiile observatorilor în acest context de votare prin internet. Vreau să atrag atenția că în acest context drepturile observatorilor nu trebuie să se refere doar la procedurile aferente exercitării votului, ci în mod aparte la etapele de pregătire și evaluare acestora. Și aici aș menționa reglementarea și asigurarea accesului la achizițiile necesare implementării, testării, procedurilor de audit și evaluare implementării votului prin internet. Sau reglementarea posibilității de intervievare a persoanelor care au fost preocupate de efectuarea testelor, auditului și evaluărilor, precum și obligarea autorităților publice responsabile de contractare și certificare tehnică a e-voting-ului să furnizeze informații tuturor părților interesate, de exemplu, prin postarea documentelor relevante pe internet cu mult timp înainte de alegeri. Și, de asemenea, considerăm că cadrul normativ nu trebuie să oblige observatorii, eventual, este aceasta o idee, o sugestie, că nu ar trebui să fie obligați observatorii să semneze anumite acorduri de divulgare care ar împiedica publicul și evaluările și concluziile realizate în baza constatărilor misiunilor de observare. Și, în ultimul rând, tot în acest context, reiterăm sau reafirmăm necesitatea instruirilor obligatorii pentru observatori, ori suntem conștienți că sunt provocări noi, este nevoie de capacitate de înțelegere a unui astfel de sistem.
Și tot aici, la același aspect despre observatorii, vreau să reamintesc că în contextul modificărilor propuse la codul electoral, partidele politice, dacă se va susține inițiativa CEC-ului, urmează să nu mai aibă posibilitatea de a desemna observatori. Noi, de exemplu, am fost împotriva acestea, milităm mai degrabă pentru păstrarea dreptului partidelor politice de a avea observatori. Considerăm că și în contextul votului prin internet trebuie de examinat, sau și din această perspectivă trebuie de examinat oportunitatea păstrării dreptului partidelor de a avea observatori, iarăși pentru a nu se interpreta cel puțin acest lucru ca o limitare a drepturilor partidelor politice, înțelegem că ei au reprezentanți cu drept de vot consultativ care practic vor avea aceleași drepturi, dar lucrul acesta trebuie de explicat foarte bine partidelor politice și iarăși mă refer aici la acea neîncredere care există astăzi în societate, între partide politice, vis-a-vis de instituții și așa mai departe, și cu lucrurile astea trebuie de lucrat pas cu pas. Asta vreau să vă spun. Mulțumesc încă o dată grupul de lucru, colegilor care s-au implicat din cadrul coaliției și vă doresc succes în implementare sau în discuțiile care vor urma și implementarea ulterioară. În contextul sugestiilor și recomandărilor care au venit de la domnul Panfil, țin să reiterez și eu că documentul, că de fapt conceptul sistemului de vot prin internet e votare, este disponibil pe site-ul Comisiei Electorale Centrale și până la data de 15 iunie toți cei interesați, toți cei care ne urmăresc pot veni cu recomandări pe marginea acestui document, pot transmite în adresa Comisiei Electorale Centrale propuneri de îmbunătățire a acestui document. Și eu, la rândul meu, vă îndemn să faceți acest lucru pentru a ne ajuta și pe noi în dezvoltarea acestui sau a draftului final, a conceptului în forma sa finală. Acum aș dori să-i ofer cuvântul domnului Grigore Stegărescu, care este secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, și o să rog pe domnul Stegărescu să se refere și la participare, de fapt, a calculului în cadrul acestui proces, care cred eu că este unul binevenit și care ajută nu doar autoritățile, dar și societatea civilă să fie mai activă, mai pregătită să înțeleagă și să contribuie la îmbunătățirea proceselor electorale din țară. Vă rog. Ziua. Vă mulțumesc. Deci, noi, din partea Coaliției Civice Alegeri Libere și Corecte, apreciem mult efortul depus de autori în elaborarea acestui concept și susținem orice inovație și măsuri de îmbunătățire a procesului electoral din țară și petrecut în țară cât este hotare. Mulțumim reprezentanților CALC pentru contribuția lor la elaborarea acestui concept și noi rămânem deschiși în continuare să antrenăm organizațiile membre CALC în continuarea acestor discuții și venirea sau găsirea soluțiilor sau analiza riscurilor care derivă din eventual de implementarea acestui instrument e-votare. Eu m-aș referi, de fapt am o întrebare mai mult tehnică după ce am lecturat acest concept și mă refer aici la votul la distanță într-un mediu necontrolat. M-ar interesa probabil specialiști să-ți spună câte persoane pot vota de la o singură adresă IP, în sensul, înțeleg că fiecare alegător se poate loga cu semnătura electronică, dar eventual, cum, dacă nu avem observatori, cum poate fi controlat, influențarea votului sau votarea în grup a unor persoane de la un singur dispozitiv, mă refer, calculator de masă sau alte. E un caz poate ipotetic, dar cel puțin personal văd ca un risc la etapa asta. Și ca o propunere, nu știu dacă să regăsim conceptul actual,
Probabil e nevoie de mai multă alfabetizare digitală cetățenilor înainte sau în paralel cu implementarea acestui sistem, pentru că domnul Țurcan s-a referit mai devreme la obținerea semnăturii digitale, electronice, care actualmente mi se pare cam dificilă, dar un pic dificilă de obținut, pentru că trebuie să ai un set de acte și să mergi cumva fizic să obții semnătura. Atât, mă refer atât la semnătura electronică, cât și la alt proces conexie acestui sistem de e-voting. Cam asta am avut de spus. Deci, întrebarea, nu știu, specialiștii, experții care au lucrat, dacă s-au gândit la aspectul ăsta, adresa IP, poate eu ceva nu înțeleg, dar probabil merită de discutat. Mulțumesc! Mersi mult. Înainte de a le oferi colegilor posibilitatea să răspundă, dacă nu mă știu, mai avem un comentariu din partea Cristinei Berlinski. Cristina, te rog. Salutare, auziți? Așa. Reprezint astăzi Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și vreau să vă spun că ADEPT, ca organizație care deține secretariatul coaliției, salută elaborarea acestui concept și efortul depus și consider că mai mult un comentariu, consider că în secolul internetului e ceva normal și firesc să ne dorim digitalizarea proceselor electorale și identificarea unor soluții rapide care ar putea rezolva anumite provocări, fie că vorbim de deplasare la secțiile de votare a persoanelor cu dizabilități sau persoanelor în etate, fie că vorbim de cheltuielile de organizare a alegerilor. Amintiți-vă că în cadrul alegerilor sunt angajați peste 20.000 de funcționari electorali, fie că vorbim de rata scăzută a participării la vot, da, mulți abordează problema participării la vot a tinerilor, sau inclusiv problemele legate de facilitarea dreptului la vot a cetățenilor din diaspora. Cu toate acestea, multe țări încă consideră că internetul nu este suficient de sigur pentru exercitarea votului. Și aici vorbim de țări care au efectuat un program pilot de implementare a votării prin internet într-o anumită regiune și au decis să nu mai utilizeze această metodă de vot. Aici, ca exemplu, pot să dau Marea Britanie și Norvegia. Sau sunt alte state care au adoptat inițial votarea prin internet, dar au decis să o întrerupă la o anumită etapă. Aici pot să dau exemplu Indiei, Franței, Olandei și Spaniei. La moment însă Estonia este singura țară care folosește votul prin internet la nivel național. Din acest considerent, țările care utilizează votul prin internet tind să, cum spunea și domnul Țurcan, tind să vizeze anumite categorii de alegători, să rezolve problema unor anumite categorii de alegători. De exemplu, alegători din afara țării, da? Sau personalul diplomatic sau militar, detașați în străinătate, alegători cu anumite tipuri de dizabilități. Astfel, această metodă ar rezolva o problemă și nu ar aduce în sine alte probleme. Sau altfel spus, nu ar clătina integritatea democrației. Respectiv, vreau mult să reiterez încă o dată încrederea cetățenilor în această metodă. Pe lângă secretul votului, constrângerea și intimidarea, adică posibilități de constrângere și intimidare, atacuri cibernetice sau vulnerabilitatea computerelor personale, principalul aspect este încrederea cetățenilor față de administrația electorală și procesele democratice. Asta stă la baza votului prin internet practicat cu succes în Estonia și în cantoanele din Elveția. Ori în acest sens, în Republica Moldova este imperios de sporit sinceritatea și transparența în raport cu alegătorii. Însă, privind beneficiile, pentru că ar trebui să le menționez și pe ele, când vorbim despre votarea prin internet, există o corelație între cât de departe trăiește un alegător față de sediul secției de votare și participarea sa la votare. Cât locuiește mai departe de secția de votare, cu atât mai probabil să-și dorească să voteze de acasă. Aici un plus ar fi și pentru tineri, pentru că sunt alfabetizați, să zic așa, din punct de vedere digital, respectiv șansa de a vota online li se pare mult mai atractivă și vor fiind mult mai familiarizați cu tehnologia, vor fi mult mai interesați să voteze online.
Dacă punem în discuție organizarea alegerilor în Moldova, putem evidenția situații în care votarea prin internet ar fi corespuns nevoilor cetățenilor, cum a menționat și domnul Guzun, da? Moldovenii stabiliți în afara țării sau cei care au trebuit să parcurgă distanțe lungi față de secția de votare sau costuri mari de călătorie pentru a ajunge la o anumită secție de votare, inclusiv capacități tehnice limitate. Și aici pot să dau exemplu, da, de numărul limitat de buletine de vot într-o secție de votare. Am avut așa situații în alegerile anterioare. Respectiv, metoda de vot prin alternativă prin internet ar fi permis să evităm o astfel de situație. Concluzionând, în continuare ferma parcursului european al Republicii Moldova și obținerea statutului de candidat, e practic imperios de luat în calcul această metodă alternativă de vot, dat fiind că va trebui să îndeplinească așteptările cetățenilor și să realizeze reformele asumate în conformitate cu acordul de asociere la Uniunea Europeană. Acum, din cauza faptului că mai avem 10-15 minute până la finalul evenimentului, o să-i rog pe toți colegii să menționeze în intervenția lor și poate o concluzie, una, două concluzii legate de importanța acestui document care astăzi l-am prezentat și l-am discutat. Și o să încep cu domnul Balmoș, cam mai apoi să urmeze și restul colegilor prezenți astăzi la discuție. Mulțumesc, Mihai. Dar ridicați mâna la întrebările puse de colegii anterior, de domnul Panfil și domnul Stegărescu. Cred că înainte de a vorbi despre importanță și ceea ce ai menționat tu, totuși o să mă refer la ceea ce au spus colegii sau poate o să o fac în ansamblu. Deci, sper mult că noi cu toții înțelegem foarte bine faptul că documentul acesta este un document primar, este temelie, este acea cărămidă de fundament pentru tot ce va urma pe aspectul de vot prin internet. Astfel, noi nu putem vorbi astăzi la nivel de concept care urmează a fi dezvoltat parcursul timpului despre toate detaliile care pot apărea pe parcursul implementării sistemului. Prin asta am vrut să mă refer la dezvoltarea subiectului ce ține de observator. Desigur că procesul urmează a fi observat, la fel cum are loc observarea alegerilor în ansamblu, dar noi nu ieșim de sub cadrul codului electoral. Respectiv, odată aprobat conceptul, pasul următor va fi ajustarea codului electoral și reglementarea procesului. Și iată acolo se va regăsi foarte bine suplinirea acelor capitole care deja există în codul electoral și reglementează activitatea observatorilor cu necesarul pentru observarea acestui tip de alegeri. Sau în regulamente privind aplicarea acestui instrument se va dezvolta mult mai detaliat, mult mai tehnic, atât legislativ cât și pe parte de proces, cum va avea loc observarea. Desigur că nimeni nu va exclude din procesul de observare partidele politice, pentru că ele deja din nivelul de concept, acolo unde va avea loc formarea acelui organ electoral responsabil sau organism responsabil de implementare, deja se vor regăsi aceste partide ca și participanți, ca și observatori ai procesului. Desigur că procesul va fi transparent, desigur că toate achizițiile sau toate procedurile care vor avea loc în cadrul dezvoltării nu vor fi cumva secretizate sau la ziua de azi toate procedurile de achiziție, tot ce face Comisia Electorală este transparent, publicat pe pagina Comisiei, este înscris în planurile sale de activitate și e foarte ușor monitorizat și Promolex are deja experiența aceasta. Cu referire la acea întrebare a domnului Stegărescu privind cât ar putea vota de pe o adresă IP, vă zic tehnic, deja nu mai este relevantă această întrebare. Da, vreo 5-10 ani în urmă încă mai avea o relevanță, acum nu mai are, pentru că există o mulțime de opțiuni de
schimbarea IP-adresei, de obținere, de conectare prin canale VPN, de utilizarea device-urilor care îți schimbă, îți face rotații la IP-adrese periodică, fluctuantă. Adică, final, ideea este în identificarea alegătorului. Și alegătorul se identifică printr-o metodă electronică utilizând acel token, acel semnătură electronică, buletin de identitate electronic și așa mai departe. Deci acolo vine toată securizarea pe platforma Centrului de Guvernare Electronic, pe platformele STISC-ului, pe platforme tehnologice mult mai avansate, acolo unde deja problema cu IP-adresa nu mai este relevantă. Ce ține de importanța documentului, mie o să fie mult prea ușor să zic că asta este foarte important. Eu am fost cel care a bătut într-una în urechile tuturor cu acest concept încă din 2015-2016. Am fost mereu adeptul acestei idei și a faptului că pentru Republica Moldova este imperios necesar să avem astfel de sistem, pentru că nu mai suntem în secolul de piatră, dar suntem astăzi aici. Vă mulțumesc! Domnule Curtuza, aveți cuvântul. În concluzie scurtă, în primul rând, toată discuția care avem astăzi aici, toate întrebările, toate aspectele care sunt abordate, evident că nu pot fi, nu pot fi acoperite de conceptul prezentat astăzi. Conceptul este un document general. El nu poate să acopere toate aspectele, mai ales cele tehnice, întrebările care au fost puse sau ceea ce a fost punctat anterior de antevorbitori, sunt importante. Dar deja ele se vor regăsi în următoarele documente ce urmează a fi elaborate și aprobate după aprobarea conceptului prezentat astăzi. A doua concluzie scurtă. Este important că avem această discuție, că avem această consultare publică a conceptului care urmează în curând. Sperăm foarte curând, doamna președinte Comisiei Electorale Centrale, că el să fie aprobat de către Comisia Electorală Centrală, după care să fie prezentat Guvernului și Parlamentului ca să ia o decizie politică. Însă, deja aici o să ne expun părerea mea proprie, de la acest concept și până la aprobarea la nivel de lege a reglementărilor necesare pentru a permite votarea alternativă prin internet, consider că este necesar toți cei care avem o semnătură electronică în Republica Moldova, cam 10% din alegători, să facem o primă testare. Atât noi alegătorii, cât și decidenții, mă refer la deputați. Să participăm la un exercițiu de testare simulat, consultativ, îl numim cum doriți, referendum sau sondaj de opinie, prin care să răspundem la o întrebare. Noi dorim votarea prin internet și cu semnătura electronică care o avem, să testăm cum lucrurile să se întâmplă. Asta este important. Și pentru noi ca societate să înțelegem în practică cum se întâmplă e-votul, dar și deputații care urmează să examineze acest lucru, ei întâi să voteze o dată electronic, la nivel măcar și de întrebare consultativă. Și abia după asta să voteze permisiunea sau aprobarea ca să avem e-voting ca metodă alternativă de vot. Mulțumesc! Victor, te rog să intervii. Eu vreau să adaug puțin la acest concept și la aceste detalieri pe proceduri și vreau să spun că nu doar procedurile care țin de observare, ci de proceduri tehnice, decriptare, numărare, renumărare, audit, sunt o sumedenie de documente tehnice care vor fi dezvoltate ulterior. Și este foarte bine, încă o dată repet și eu, că avem această discuție, să fie de o manieră cât mai inclusivă, să avem cât mai multe opinii și nicio voce, nicio opinie nu trebuie lăsată fără a fi luată în considerare. 1. 2. Cu referire la costuri, s-a spus de costuri. Noi spunem despre costurile de implementare, despre costurile de călătorie și așa mai departe, dar noi n-am vorbit nimic despre costurile de nesoluționare a problemei, limitării dreptului la vot.
Noi scoatem din circuit automat peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova, cu toate consecințele enorme care le are democrația și procesul democratic ca urmare a acestei lipse. Și cu referire la tehnologie și IP adresă, absolut de acord cu domnul Balmoș la întrebarea domnului Stegărescu, pentru că, de fapt, cuantificarea finală a votului, oricare tip de cuantificare, se face exclusiv în baza acelui mecanism legal, funcțional, sau acelor mecanisme legale care se numește semnătură, autenticare digitală și semnătură digitală, care lucrează cu totul după alte principii decât IP, adresa de pe care a fost trimis votul corespunzător. Votul, de fapt, acesta, IP, adresa și platforma de interoperabilitate, ele sunt doar căi, doar magistrale de comunicare. De fapt, cel mai important și unicul lucru care este absolut valabil este semnătura digitală, cu toate măsurile de securitate care sunt aplicate și legal recunoscute de toate entitățile. Vă mulțumesc! Pe Dan să vină și el cu o scurtă concluzie. Da, în concluzie, se aude, da? Ok, în concluzie vreau să spun că și să îndemn toată comunitatea specialiștilor, programatorilor, alte organizații de societate civilă, persoanele din diaspora să ia cunoștință cu acest document și să formuleze recomandări, să contacteze Comisia Electorală Centrală sau grupul de lucru, să ne spună din unghiul lor cum are, ce părere au ei despre acest sistem, poate noi nu vedem cum văd persoanele din diaspora acest sistem, poate ei au ceva să adauge și să avem încredere în instituțiile noastre și să înțelegem că acest sistem face parte dintr-un sistem mai mare de digitalizare a Republicii Moldova și odată ce toți cetățenii vor înțelege că vor putea să voteze, ei vor începe să acceseze și alte sisteme digitale în același timp. Doamna Caraman, să vă rog să vă referiți la ceea ce urmează să se întâmple în perioada imediat următoare, ce își propune Comisia Electorală Centrală ca la nivel de acțiuni ca acest document să devină unul cheie în poate implementarea sistemului de vot în perioada următoare. Deci, așa cum spuneam la început, discuțiile vor continua și acesta este un prim concept pe care îl supunem dezbaterilor și este foarte bine că noi ne exprimăm aceste îngrijorări și vis-a-vis de confidențialitate, dar pe bune s-a zis aici că aceleași întrebări ne putem pune și la procesele care sunt astăzi la secțiile de votare, atunci când sunt metoda de asistat de vot, da? Deci sunt cetățeni care nu pot să meargă în cabina de vot de unul singur din anumite motive obiective și atunci el este însoțit de cineva și acolo putem să ne punem întrebarea cât de mult se păstrează secretul votului și cât de liber este acel vot. Important este că noi discutăm despre ele și găsim soluții pentru fiecare din acestea. Asta nu înseamnă că dacă sunt asemenea temeri, asta ar trebui să oprească procesul. Și ceea ce ține de observarea acestui proces, de asemenea s-a menționat îngrijorarea vis-a-vis de faptul că în acele propuneri care sunt astăzi înaintate de către Comisia Electorală Centrală se anulează, sau nu vreau să zic se anulează, dar nu mai este dreptul de a desemna observatori din partea concurenților electorali, având doar acei reprezentanți cu drept de vot consultativ. Să nu se înțeleagă că se renunță la această instituție a observării, ori reprezentanții au chiar și mai multe drepturi, înglobându-le și pe cele ale observatorilor. Partea bună este, așa cum a menționat și domnul Guzun și alți participanți, este că se vorbește astăzi atât despre exemplele pozitive și despre acele exemple din care putem învăța ce nu a mers bine sau care au fost îngrijorările și noi le putem anticipa și cu cât mai mult vom discuta și vom aduce explicații sau acele precizări de rigoare, cu atât mai repede vom apropia acest moment de început de pilotare a votului prin internet. Acum ce urmează să facă instituția noastră? Deci așa cum am vorbit și domnul
Gurduza. Suntem la etapa de discuții încă pe marginea acestui concept, exact așa cum am procedat cu propunerile pentru codul electoral. Vom continua colectarea de recomandări și propuneri, vom continua șirul de consultări și dezbateri. În final, să avem un document consultat cu un grup larg de subiecte electorale, de persoane interesate, după care să vedem cu sinteza acestor recomandări, să îmbunătățim acest proiect de concept și să fie înaintat deja decidenților. Și de asemenea este important să spun că avem deschiderea din partea celor cinci entități care s-au menționat aici și prin eforturi conjugate ne va reuși să venim cu un concept foarte bine gândit, consultat și definitivat. Mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult pentru participarea tuturor vorbitorilor, tuturor invitaților la această discuție. Eu cred că am reușit în practic 2 ore să acoperim multe aspecte importante. Am încercat să anticipăm unele îngrijorări, întrebări care pot veni din partea societății pe marginea acestui subiect și pentru asta țin să mulțumesc colegilor care s-au conectat cu noi atât în regim fizic cât și, cât și online la această discuție. Noi vom continua eforturile de informare, de comunicare, de dezbaterile pe marginea acestui subiect pe platforma Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, împreună cu Victor, împreună cu Dan. Pe parcursul următoarelor luni vom organiza alte evenimente, vom încerca să elaborăm și produse informative care să contribuie la transmiterea unor mesaje cheie către public și la explicarea unor elemente care poate încă nu sunt înțelese la scară largă la ora actuală. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, mulțumesc și domnului Țurcanu care a trebuit să plece un pic mai devreme. Mulțumesc tuturor pentru intervențiile de astăzi și vă doresc o zi bună. Noi ținem foarte mult la continuarea abordării acestui subiect și sperăm ca sistemul de vot prin internet să devină o realitate în următorii ani. La revedere!